Bună, Nicol, spune-ne ce ai reușit să-ți cumperi de la sesiunea de shopping. O pereche de botine și o pereche de sandale. Am văzut încălțămintea, așa, mai bine să zic astăzi, dar chiar aveam nevoie și or să mă ajute în eventualele ținute, următoarele ținte. Cu cine ai fost la cumpărături și ce sfaturi ai primit? Am fost alături de Cristina și chiar m-a ajutat foarte mult. Ulterior am să vin să mă cumpăr și restul hainelor pe care le-am văzut cu ea. Și acum am cumpărat o parte și urmează să mai vin și după cealaltă. Cât de des mergi la cumpărături? Destul de des, dar îmi place mai mult să fac shopping online, e mult mai comod. Și ulterior, dacă nu știu, nu-mi place sau am nevoie să schimb măsura, dau un retur și imediat se rezolvă. Care este piesa vestimentară sau accesoriul pe care îl cumperi fără să te uiți la preț? De obicei investesc mai mult poate în accesorii, nu știu, sau într-o jachetă, un trench, de ce nu, că uite acum e toamnă. Investesc mai mult în partea asta, dar nu știu, dacă îmi place un lucru și fac un efort să mi-l cumpăr, clar. Care este trendul pe care nu îl vei adopta niciodată? Nu știu, sunt de părere că nu ar trebui să spui niciodată, pentru că nu se știe cum se schimbă moda, cum te schimbi tu. Eu consider că schimbarea e bună pentru oricine și ar trebui să mai ieșim și zona din zona de confort, că e bine să experimentezi. Ce vei purta în toamna asta? Păi, foarte mult îmi place această pălărie pe care mi-am cumpărat-o și da, cred că o să o vedeți destul de des. Trenciul, de ce nu, pentru că mi-am și cumpărat un trenci pe care doresc să-l port și îmi place foarte mult. Botinele cu bot pătrat, sandalele pătrate cu bot pătrat, nu știu. Sunt multe lucruri pe care oricum o să le vedeți în ținutele mele. Ce planuri ai pentru perioada următoare? Ce proiecte? Urmează să lansez o piesă, de-abia aștept să o auziți. Sper din suflet să fie pe placul fanilor mei, pe placul vostru și să fie în top așa cum a fost și Dansează amândoi și să ne bucurăm împreună de succes!